După cum ați aflat, 2023 este un an în care ar trebui să ne mai așezăm, așa, să ne mai conectăm cu partea spirituală, poate încercăm și o meditație, poate încercăm tot felul de călătorii transformatoare. Ei, uite, și în contextul acesta vreau să vorbim cu invitata noastră dragă, Dimitrie Apuchiu, specialistă și formator în informație energetică, despre inițieri și despre evoluția aceasta spirituală, să vedem ce direcții ne dă. Bine te-am găsit, Dimitrie! Bine ne-am reîntâlnit. Aia ai auzit și tu, că 2023 va fi așa un an în care ar trebui să încercăm să ne conectăm mai mult cu partea asta nevăzută, energetică, spirituală. Specialiștii care vin la noi în emisiune, exact direcțiile acestea ni le dau. Eu consider că fiecare clipă a vieții noastre reprezintă o cale spre evoluție, un nou moment transformator. Deci, practic, într-adevăr, nu aduce... anul ce aduce ceasul, știi cum se spune? Da. Nu se știe niciodată pentru fiecare dintre noi când are loc acel declic, știi, acea trezire spirituală în care căutăm calea noastră spre inițiere. E, și dacă tot discutăm despre inițiere, să înțelegem ce reprezintă de fapt o inițiere. În primul rând, o inițiere este o mare taină. Din punctul meu de vedere, are loc o activare a structurii energo-informaționale a celui ce urmează a fi inițiat. Are loc acea așezare în ADN-ul electric, altfel spus, a unei informații, deschideri de câmp, care facilitează evoluția. Suntem permanent într-o permanentă dinamică, să zicem așa, într-o transformare. Nu ne dăm seama exact când are loc un anumit moment declanșator sau nu neapărat îl premedităm. Dar atunci când ne punem întrebarea dacă suntem pregătiți, trebuie să avem următorul reper. Atunci când sufletul tău simte cu certitudine 100% că este pregătit. Deci nu trebuie să-ți certifice cineva că a sosit momentul inițierii tale sau că ai nevoie de știu eu câte cursuri sau câte volume citite pentru a fi elevat, pentru a face acel pas spre inițiere. Practic, în momentul în care vorbim de inițiere, noi constatăm că în viața de zi cu zi, noi tot trecem prin fel de fel de inițieri, pornind de la momentul botezului, da? În sistemul nostru creștin este o inițiere, momentul căsătoriei, o altă inițiere în care cei doi se reunesc pentru a da naștere copiilor. Sensul este acela de perpetuarea speciei. Iarăși, momentele menite prin funcție și de alegerile pe care le facem, acele momente spirituale, de exemplu, preoții, sacerdoții din vechime, aveau un anumit tip de inițiere, momentul în care ei primeau, să zicem așa, un plus de energie și informație prin intermediul celui care este deja inițiat. Deci iată că termenul acesta de inițiere are mai multe sensuri. Acum depinde de curent, pentru că fiecare sistem, atât de credințe, cât și de formularea și ordonarea societății, are diverse căi. Deci, practic, când vorbim de inițiere la modul general, noi cuprindem o paletă foarte largă, în funcție de sistemul individual de credință al fiecăruia dintre noi. Deci nu ne rezumăm doar la o singură latură. Dar când vorbesc de inițiile pe care le realizez eu sau ce înțeleg eu prin această inițiere, mă refer în primul rând la acea intrare în rezonanță cu elementele, cu câmpurile cuantice, da, universului cuantic, să poți să percepi informația, să o accesezi, să o integrezi și să o utilizezi. Căci degeaba cunoaștere, să zicem, la nivel teoretic sau intelectual, dacă ea nu se și manifestă. Și nu o simți. Și nu o simți. Da. Este vorba de, prin inițiere, eu aș spune mai curând că este vorba de o trăire. O trăire a cunoașterii. Noi suntem înfometați de senzațional și foarte mulți poate și imaginează că o inițiere trebuie să aibă loc într-un loc ritual, da, post extraordinar, da, nemaipomenit, da. Da, cu focuri de artificii, cu lumânărele și așa mai așa departe. Este, da. Aceasta este doar o fațetă, să zicem așa, sau o interfață la care unii uneori mai recurg. Dar ce trebuie să realizeze omul, să conștientizeze? Că această inițiere are loc foarte simplu.
Este necesară doar o atingere a unei stări de conștiință extinse, așa cum realizez eu și în locurile energoinformaționale, o trăire care îți transformă cu totul viziunea și perspectiva asupra vieții. Simți acea călătorie spre interiorul tău. Aceea este inițierea la care fac eu referire. Suntem foarte diferiți, de aceea vreau să nu existe o confuzie și poate foarte mulți au auzit și au observat că este larg utilizat acest termen de călătorie inițiatică, de foarte mulți. Dar trebuie înțeles că mentorul, formatorul imprimă o anumită cale, o anumită direcție. Și nu întotdeauna, din nefericire, ceea ce se pretinde a fi inițiatic este neapărat inițiatic. Adică nu neapărat un stil de viață sau schimbarea unui regim reprezintă clar m-am inițiat. Iarăși eu nu merg pe ideea că o inițiere are loc în urma unui curs de câteva zile într-o sală de curs și gata, am primit o diplomă, da, frumos colorată, un rămes și sunt acolo inițiat în. Da. Așa ceva mie mi se pare pueril și este prea redus la un nivel derizoriu, să zicem așa, al minții umane. O inițiere nu poți să o cuprinzi pentru că este vorba de tine, de drumul tău personal pe care îl străbați spre sinele tău, spre sufletul tău spirit, să te cunoști pe tine. Cine poate să-și certifice ție vreodată cine ești? Decât tu însuți poți să simți acest lucru. Tu prin trăirile tale, bineînțeles, înnobilate de acea smerenie și noblețe, modestie, pentru că nu întotdeauna a fi inițiat trebuie să ieși neapărat în față sau să scrie undeva pe fruntea ta sau să te manifesti într-un anumit mod. Eu am observat că din exemplele de viață ale inițiaților autentici, de acolo mă inspir, ei trăiesc într-o sobrietate și o modestie, da. O simplitate. Nu trebuie să erigezi sau să atragi atenția asupra ta. Cei ce folosesc adesea, știu eu, mișcări de scenă, diverse trucuri de manipulare, efecte speciale, că trebuie să ai o anumită vestimentație, că trebuie să fii într-un fel. Vestimentația o alegi în funcție de starea ta. Dar faptul că ești îmbrăcat, de exemplu, într-o ținută montană, de exemplu, cum se întâmplă în situația în care merg eu pe crestele munților și o să vorbim și despre locuri inițiatice. Chiar vreau să te întreb apropo de locurile în care mergi și ai simțit niște energii aparte. Exact, deci indiferent de modul în care tu ești îmbrăcat, trebuie să vezi haina ta de lumină. Aia contează. Starea ta, cum te simți tu pe interior. Pentru că în momentul în care tu ești atras de iluzoriile artificii, de multe ori poți să pășești pe o cale greșită, cum spuneam eu, a unui joc de teatru și atât. Prea mult oamenii au fost educați în ideea de a se centra pe formă, pierzând esența și conținutul. Știi câte transformări sau câte revelații am avut în decursul vieții, în momente cu totul neașteptate, în spații atât de simple, da? La îndemâna oricui. Dar vezi, contează foarte mult cum pășești în aceste locuri. Care este intenția ta? Pentru că o călătorie cu adevărat inițiatică nu este o călătorie turistică. Nici un pelerinaj în care să-ți imaginezi că acolo trebuie să încantezi, știu eu ce rugăciuni sau mantre și așa mai departe. Trecând, pur și simplu, trăind acel moment în intimitatea ființei tale. Am avut ocazia în această viață să trăiesc clipe extraordinare în locuri care m-au atras, pentru că și aici vorbim de locuri care te atrag, pentru că nu pentru toți anumite spații sunt benefice sau nu neapărat benefice, au resimt aceeași energie. Exact, da. Nu resimtă și nu au acel efect ce spunem noi transformator. Trebuie să intri în rezonanță, ce spuneam, că inițierea reprezintă a intra într-o stare de rezonanță cu elementele, cu pământul, cu energiile spațiului, fiind foarte diferiți noi ca și structuri energoinformaționale, ca suflet, spirit, automat avem deschideri pe paliere diferite. Prin urmare, locul cel mai important pentru sufletul meu, din punctul meu de vedere,
Îl reprezintă Sarmisegetusa Regia, în zona templelor dacice, vârful Godeanu, Cogaiononul, cum este cunoscut, din munții Șureanu. Iarăși un punct de retragere al inițiaților. Acolo nu urcau toți oamenii de rând, ci doar inițiații. Un alt vârf inițiatic este vârful Gugu, de exemplu, din rezervația Retezat Godeanu, din masivul Godeanu, vârful Gugu. Iarăși este un reper inițiatic. Ceahlăul, vârful Toaca, Rarăul, avem zona Polovragilor, da, unde tărâmul vindecărilor și al vindecătorilor, așa cum l-am denumit, acolo este iarăși un punct, o vatră a vracilor de demult, a vindecătorilor. Iată că, din punctul meu de vedere, ca și termen de munte sacru, ca loc de inițiere, regăsim pe teritoriul României mai multe astfel de vârfuri. Pentru că termenul de Cogaionon definește însă și ideea de sacralitate. Și dacă ar fi să privim din perspectivă energo-informațională, această spiritualitate, la modul general, din punctul meu, este știință pură, pentru că au loc transformări pe care le poți explica, le poți înțelege și din punct de vedere al unei fizici și mecanici cuantice, adică dintr-o altă stare, dintr-o altă perspectivă de a privi această știință. Iarăși, locuri extraordinare, aș putea spune că se află pe teritoriul României în zone mai puțin cunoscute, de exemplu, Țara Loanei, da, complexele rupestre care îți vorbesc despre o civilizație primordială a primelor entități numite ființe umane, da, acolo unde există acele laboratoare. Sfinxul din Bucegi, aici este chiar unul dintre portalurile de la Polovragi, un loc extraordinar. Deci este castelul Iuliei Hașteu, da, de la, da, Câmpina. Chiar, am programate în lista, să zicem așa, destinațiilor din 2023 toate aceste spații deosebite, trasee inițiatice, care nu totdeauna sunt marcate. De exemplu, vârful Colții Țapului, nu există un traseu marcat. Este un loc interesant care a atras atenția mai ales în ultima perioadă, în ultimii ani, după prăbușirea acelui elicopter israelian. Știm foarte multe povești și legende, dar și aspecte care au legătură cu realitatea energetică a acelui spațiu. Legendele astea nu se nasc degeaba, apropo de aceste locuri încărcate. Exact. Deci o legendă pornește de la un adevăr. Și cel ce sfidează și se crede atotputernic, crezând că totul îi se cuvine, acela s-ar putea să aibă o mare surpriză. Eu am observat că locurile acestea se deschid și își deschid porțile prin veghetorii acelor spații celor care sunt cu adevărat pregătiți. Trebuie să mergi acolo cu inima și cu gâtul curat. Chiar dacă poate nu întotdeauna ai trăirile conform așteptărilor tale, atenție că mintea creează foarte multe scenarii, apropo de forme, știi? Trebuie să înțelegi că ceva se întâmplă în interiorul tău, să te observi pe tine după o astfel de călătorie, să vezi ce simți la întoarcerea dintr-o astfel de explorare. Practic, această viață este o frumoasă aventură, o aventură spre evoluție. Noi, practic, evoluăm clipă de clipă și dacă stăm bine și analizăm, dacă trăim în rezonanță cu ceea ce există, cu ființa noastră, atât energetică cât și materială, când simțim și înțelegem că energia se află și în materie, modelează materia, materia la rândul său conține energie, deci avem acel ADN electric în structura noastră, da? Totul este energie, lumină, când vorbim de corpuri de lumină, coduri de lumină care activează structurile noastre în timpul unei inițieri, unei activări, practic în momentul acela ne dăm seama că suntem mai mult decât credeam. Știi? Și practic toată această viață pe care noi o parcurgem într-un joc minunat între soișuri și coborâșuri, între aceste provocări, reprezintă de fapt cheia evoluției. O întreagă viață, poți să spui, este o adevărată călătorie inițiatică. Dacă vrei să trăiești viața așa, tu vei fi, dragă omule, în câștig. Tu vei descoperi că vor apare oamenii potriviți, momentele potrivite, deschiderii tale. Deci ești pregătit atunci când tu chiar crezi că poți să faci acest pas. Când simți cu toată ființa ta, unde nu există umbră de îndoială. Dar uite, imaginează-ți cum sunt oameni care pot merge pe foc.
Păi, dar ei cum reușesc și alții nu? Și nu se ard, nu? Da. Și nu se ard. Da. E, asta este sau vorba. Sau fachirii, sau mai știu exact. Noi, da. Ei, aceștia, de fapt, au acea credință că pot. Dacă tu crezi că poți să fii un explorator al universului, ai curajul și pășește, fără teamă. Pentru că în momentul în care apare teama, toată acel drum pe care tu vrei să-l parcurgi este blocat. Este blocat, da. Practic, teama te paralizează și nu stai tot timpul să te întrebi. Vin frământări din minte, dar cum va fi? Voi fi eu în stare? Voi fi capabil să accept, să percep? Da, ești capabil, pentru că în prototipul ființei umane există acel potențial interior despre care noi am mai vorbit. Așa este, da. Și prin urmare, tu prin inițiere înnobilezi acest potențial într-un mod conștient. Îți mulțumesc tare mult, Dimitria, te-am ascultat cu mare plăcere, ca de fiecare dată când vii la noi. Și aș vrea cu îngăduința ta să mai adaug că fiind într-o perioadă a sărbătorilor și a generozității, a darurilor, cei care doresc în 2023 să călătorească împreună cu mine în locurile energoinformaționale ale României, să beneficieze de aceste cursuri dinamice pe care eu le ofer și să împărtășesc din cunoașterea mea, au posibilitatea în aceste 3 săptămâni până la sfârșitul anului 2022 să beneficieze de anumite reduceri. Deci și eu la rândul meu fac anumite daruri și facilitez accesul spre cunoaștere. Și până atunci să ne amintim ce suntem și cine suntem, căci astfel lumea este schimbată. Așa este, Dimitria, îți mulțumim tare mult, o bucurie să te revedem și te mai așteptăm aici între prieteni cu brațele deschise. Mulțumim frumos!